Ruinele celei mai vechi biserici din Transilvania se află în Alba Iulia și de curând au fost clasate drept monument istoric. Lăcașul de cult de influență bizantină, construit în urmă cu peste 1000 de ani, nu poate fi încă văzut. Și asta pentru că ruinele au fost reîngropate la scurt timp după descoperirea lor accidentală, acum 9 ani. Sub platoul din fața Catedralei Romano-Catolice din Alba Iulia se află îngropate de secole ruinele celei mai vechi biserici din Transilvania. Descoperite în 2011 în urma unor săpături pentru înlocuirea conductei de apă potabilă în interiorul cetății Alba Carolina, lăcașul de cult, ridicat în jurul anului 950, a fost din nou astupat cu pământ. Pentru noi este o bucurie, este încununarea cercetărilor din 2011. Monumentul a fost clasat în grupa A, adică de importanță națională și universală. Deocamdată, după ce a fost descoperit, a fost astupată cu pământul mai pentru a se conserva. Pământul este cel mai bun conservant. Cercetătorii au găsit atunci și câteva sute de morminte, monede, obiecte ceramice, podoabe și piese din bronz și argint. Autoritățile locale încearcă acum să găsească soluții pentru a valorifica aceste ruine și a le pune în circuitul turistic. Punctul 2 al interesului nostru este de a stabili împreună cu Arhiepiscopia Romano-Catolică de Alba Iulia, de a stabili împreună modalitatea prin care se va putea accesa un proiect cu finanțare, bineînțeles, dublă pentru valorificarea și conservarea acestor vestigii. Localnicii sunt bucuroși că orașul lor mai are încă un monument istoric care așteaptă însă să vadă lumina zilei. Ea trebuie valorificată din toate punctele de vedere, inclusiv arhitectonic, dar în primul rând istoric. Ea trebuie restaurată. Cred că este un plus pentru orașul nostru. În primul rând, pentru a putea fi pusă în valoare aceste ruine, ar fi trebuit și trebuie să fie scoase la lumină. Arheologii cred că biserica a fost cel mai probabil reședința episcopului Hieroteus, trimis la Alba Iulia din Bizanț pentru a creștina populația de aici.